Robert Dascălu, fost ruibist emblematic al clubului Steaua și al echipei naționale, a început de câteva săptămâni o nouă carieră, cea de arbitru. În vârstă de 37 de ani, Robert oficiază atât în Superliga Națională de Rugby, dar și în meciurile de juniori sau de amatori. La finalul săptămânii trecute, la jocul dintre Steaua și Universitatea Cluj, Robert Dascălu a făcut parte din brigada care a oficiat cel din tâi meci de rugby pe noua arenă din Ghencea. Cum te-ai simțit arbitrând la primul meci de rugby pe noul stadion Steaua? Emoționat, bineînțeles. Am avut colegi de la birou în tribună și ceea ce m-a impulsionat și mai mult ca să fac un meci cât mai bun. Ce te-a determinat să alegi cariera de arbitru? Tot timpul și când eram jucător la Steaua am cochetat cu ideea asta, să arbitrez, să fiu arbitru. Ai jucat 15 ani la Steaua. Care e cea mai frumoasă amintire în cariera ta de rugbyist? Au fost destule, dar țin minte că chiar la început când am venit la Steaua, primii 2 ani am avut două campionate naționale. Aș putea să spun, am două la Constanța câștigate împotriva lui Dinamo și a celor de la Arad. Cred că alea au fost cele mai intense emoții simțite vreodată în viața mea. Bine, asta până la nașterea copilului și la nunte. Sunt câțiva ani buni de când Steaua încearcă să câștige un nou titlu la rugby. Crezi că în acest sezon poate să meargă până la capăt? Da, eu sunt sigur că vor merge până la capăt. Au un lot numeros, valoros, ceea ce de mulți ani am mai avut un asemenea lot. În ce postură e mai dificil? În cea de jucător sau în cea de arbitru? Amândouă se aseamnă. Și cea de arbitru și cea de jucător. E același ritual înainte de meci, tot încălzire, în vestiare, emoții, la fel colegi, cantonament, la fel. Robert are 52 de selecții în echipa națională, alături de care a participat la Cupa Mondială ediția din 2007 și speră ca într-o zi să ajungă la competiția supremă și din noua postură, cea de arbitru.